Dragii mei, m-am întors din vacanță și trebuia să vin să-i fac vizită prietenului meu aici de față, domnul doctor Gar. Vă știți că eu nu dau fața pe mâna multora și mă bucur foarte mult să fiu aici. Gar este lângă mine, m-am întâlnit și pe Maia și aș vrea să povestim puțin pentru că ultima dată când ne-am văzut, ceva mai special. Și că eu, cu mine e foarte ușor. Există un tratament celebru, acel tratament cu PRP. Acesta este un tratament strict de rejuvenare, adică noi îți tratăm puțin sânge, centrifugăm, folosim plasma, o injectăm la nivelul feței, dar ne ajută strict factorii de creștere. Noi o să folosim acea plasmă și o să o introducem într-un incubator special, computerizat, și o să o încălzim la o anumită temperatură, astfel încât ea să devină viscoasă, să nu mai fie lichidă. Mai este expertă la noi în clinică cu acest tip de tratament. După câte zile se pot vedea rezultatele? Pentru cineva care mă vede zi de zi, există o diferență? Adică mă trezesc de mare, există o diferență foarte mare. Care este natural, frumos și poate să punem o perioadă mai lungă. În legătură cu acest gel, se poate din contează nivelul care vrem să-l umplem, defectul, profunzimea defectului. Când injectăm, să zicem, regiunea cearpenelor și a pomeților, toată regiunea asta te injectezi într-un singur punct și vom avea rezultate fantastice. Abia aștept să mă vedeți pe scaunul de tortură de limite. O să începem procesul de diluție și de pregătire a gelului pe care o să urmăm să-l injectăm la nivelul ochișorilor și a pomeților. Aici avem gelul format din această plasmă. Este foarte dur, foarte viscos, e puțin prea dur pentru a-l injecta în zona aceasta. Și atunci o să combinăm într-o seringă, pur și simplu transferăm substanța. Se face un pic mai lichid. Da. Vezi? Semi-viscos. Pentru anestezie o să folosim doar o compresă rece. Și n-ai niciun pic de anestezie sub piele. Și o să simți cum vin până aici, aici, până la colțul intern al ochiului. Pare? Acum am injectat regiunea cearpenelor, având în vedere că ochii și placa inferioară reprezintă cea mai sensibilă zonă din nivelul feței. Eu m-am încăpățânat să nu fac anestezie. Neavând niciun pic de anestezie, da. Putea fi puțin ciudată senzația, da, însă da. E ok și am trecut peste. Și acum urmează, totdeauna când adăugăm volum la acest nivel, mie îmi place să prelungesc un pic arcada pomeților ca să se vadă uniform, să nu aibă doar aici un semicerc convex frumos, ci să-l continuăm ușor, ușor, ușor și pierdut până la linia părului, ca să arate bine, da? Acum pur și simplu injectăm
această plasmă ca un filar pentru șanțurile nazogene. Exact cum se injectează și acidul hialuronic. Nu diferă cu absolut nimic și dă volumul pe care ne-l dorim, rezistând cel puțin 6 luni, ca și în cazul acidului hialuronic. Ce zici, Lili, cum a fost? Da, ce să zic, într-adevăr sunt uimită de rezultat, pentru că în mai puțin de 10 minute deja mi s-a luminat fața și... Și numai așa, când ești ai comenții mai măriți și numai așa într-un acolo genie, da, și e foarte interesant că totul se întâmplă cu produs din organismul meu. Asta trebuie să înlocuiască acidul hialuronic sau doar pentru persoanele care, uite, cum am fost cazul meu, n-am avut nevoie de volum atât de mare din cauza pielii și a, nu știu, structurii mele osoase. Ca și orice tratament, pentru a obține un același rezultat, putem folosi mai multe tehnici, mai multe substanțe injectabile. Aceasta este o variantă. Este foarte bună în trei cazuri. Da. În cazul unor persoane care nu doresc, nu doresc alt corp străin, alt corp străin sau ceva care nu provine din corpul lor. Și doresc să aibă doar un vital și o... A doua variantă. Tineri. Rețin apă. Persoane trecute de vârsta de 35-40 de ani care rețin apă sub ochi sau în această regiune și se trezesc cu ochii umflați. Da. Acidul hialuronic în corpul nostru este ca un burete. El reține apă, el ne menține țesuturile hidratate. Și atunci pentru persoane care rețin apă în zona aceasta, plasma genius este un tratament temporar ideal. Se menține destul de bine, așa că nu e un tratament care trebuie să faci lunar. Bine, mulțumesc mult de tot și ce să zic, o plăcere ca întotdeauna. Cu mare, mare drag. Mersi.